Să Nicolau Mare se pregătește să devină scena unui eveniment cultural internațional deosebit. Vineri, pe data de 24 noiembrie 2023, de la ora 18, Centrul Cultural Regional Sârbesc va găzdui cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Tamburaș, Tamburița Câmpiei Bănățene. Festivalul este un prilej de întâlnire și de sărbătoare a muzicii tradiționale. Aducând împreună artiști și ansambluri de tamburași din diferite colțuri ale Europei. Anul acesta, festivalul coincide cu aniversarea a 15 ani de activitate a renumitei orchestre de tamburași Batini Beciari, unul dintre cele mai iubite ansambluri ale genului din regiune. Cu acest prilej, muzicieni din Timișoara, Serbia, Ungaria și Bosnia și Herțegovina își vor uni forțele pentru a oferi un spectacol memorabil. Printre participanții anunțați se numără ansamblurile Școala Tambure din Timișoara, Gusle din Chichinda, Serbia, Lale Banata și Banat din Desk, Ungaria, Temișvarii Tamburașii din Timișoara, Prijateli Tambure din Bihać, Bosnia și Hercegovina” și multe altele. De asemenea, se vor alătura sărbătoririi și ansamblurile Lale Samorisa din Cenad, Zlata Zusa din Dinița și Cruna din Sân Martinul Sârbesc. Festivalul promite să fie o veritabilă sărbătoare a culturii și a tradițiilor bănățene, iar intrarea este liberă pentru toți cei care doresc să se bucure de muzica vibrantă a tamburașilor. Așadar, locuitorii orașului și nu numai sunt invitați să participe la evenimentul care va avea loc pe strada Victor Babeș numărul 8 și să celebreze împreună muzica care unește comunități și inimi. Festivalul, tamburița Câmpiei Bănățene și aniversarea orchestrei Batini Beciari reprezintă o ocazie excelentă pentru a păstra și a valorifica patrimoniul cultural-muzical, dar și pentru a întări legăturile interculturale în regiune.